Mergem mai departe, nativul cal. Deci aș vrea să vorbesc un pic mai mult, să amintesc câteva lucruri despre cal. Și să vedem și anii pentru nativul cal. Anii pentru cal sunt 54, 66, 78, 90, 2001... 2002, mă scuzați, 2014. Ce vreau să vă spun? Caii, după cum știm, au avut tot anul steaua 5, care e o stea nefericită. Mulți dintre cei pe care îi cunoaștem au luat sfatul nostru exact la justa valoare, iar astăzi chiar se căsătorește un cal, gândiți-vă, deci intră într-o lună de cal foarte rea și el se căsătorește, deci își va schimba tot norocul la 180 de grade. Vreau să vă spun, caii pot să-și influențeze cel mai mult această caracteristică, mai mult decât atât. Ei, luna aceasta, intră pe o stea de prosperitate foarte bună, foarte puternică, dar care depinde de ei. Deci asta vreau să spun, partea bună, în sfârșit, deci o veste prosperității bună, pentru nativical. Da, care aduce mai mult decât prosperitate, aduce o stare de bine, o stare de mulțumire sufletească, pentru că tot ceea ce își propun în mod normal ar trebui să iasă, ar trebui să aibă rezultate pozitive. Sigur că dacă se întâmplă și o căsătorie în viața lor sau o logodnă sau o naștere a unui copil al lor, atât mai bine, tot anul se schimbă la 180 de grade în bine, pentru că anul nu are o energie foarte benefică asupra lor. Dar luna aceasta este probabil cea mai bună lună a anului pentru ei. O lună în care ei capătă putere, sigur că este lună de cal și le dă și mai multă energie. Cu acest aspect puțin... totuși de ținut sub control pentru cei care suferă de probleme, au probleme cardiace, mai multă grijă, pentru că este acest exces de foc și focul știm foarte bine că este reprezentat de acest organ de inimă și, mă rog, circulație în general. Dar au ajutor în relații, au ajutor în plan financiar și chiar dacă n-ar avea ajutor în plan financiar unii dintre ei, deciziile pe care le iau sunt cele corecte luna aceasta. Că este intuiție, că sunt cumva trași de păr sau ajutați cumva în acea situație, este foarte adevărat, ei reușesc. Au succes la locul de muncă și în general cu cariera, pot să apară chiar promovări. Eu aș spune să nu zică nu în primă instanță, adică sigur să le analizeze, dar să nu zică nu, sub nicio formă, chiar dacă este o lună de vară și poate mulți și-au făcut, eu știu, planuri de vacanță. Este și o lună, apropo, foarte bună pentru planuri de vacanță, deci orice fel de plan și-ar face cu familia. Este, în general, multă energie și trebuie să o folosească cu cap. Deci trebuie să nu se avânte foarte tare. Comunicarea în cazul lor este bună, deci nu e chiar cum se întâmplă pentru alte zodii, dar vor atrage atenția celor invidioși sau apar invidii asupra lor. Gelozii, bârfe chiar, da? Trebuie să întoarcă spatele, ceea ce nu știu dacă ei vor putea. Ei poate vor putea să dea cu un picior, dar se vor enerva. Sunt mai justițiari ei de felul lor. Este zodia cea mai independentă, să nu uităm. Da. Este vorba despre calul sălbatic, în primul rând. Și apar însă și prieteni și parteneri de cuplu, vreau să vă spun. Deci, iată că este una rea, una... Una caldă, una rece, da. Dar mai mult caldă este. Marian? Iar cei care, de fapt, eu trebuie să recunosc, cele care vor fi, vor avea mai multă prosperitate, vor fi femeile. Deci femeile care sunt în zodia cal sunt cele mai puternice din punct de vedere al prosperității. Vreau să vă spun de asemenea că există o stea a călătoriilor. Bine, toată lumea o să-mi zică, păi sunt vacanțele, dar oricând se întâmpla, apărea steaua asta a călătoriilor, chiar dacă apărea în altă lună. Deci, duceți-vă în călătorii. Duceți-vă dacă trebuie să... Ca ei pot să aibă succes cu asta, puteți da. Avea succes în călătorii. Succes însemnând dacă sunteți invitat la târguri, la expoziții, la așa ceva, succesul e acolo, numai trebuie să-l luați. Nu uitați că... motoul acestui an este acțiune. Acțiune. Calul are acțiune, suntem în lună de cal care înseamnă acțiune. Deci faceți ceva pentru că numai așa puteți să aduceți prosperitatea. Dacă spuneți, avem steaua prosperității și o să o ducem bine, nu o să o duceți bine, stați liniștiți.